De la intrarea în vigoare a ordonanței militare numărul 2 și până în prezent, au fost plasate în carantină instituționalizată 645 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 21 de persoane aflate în carantină au părăsit locația în care au fost plasate, pentru acestea fiind dispusă măsura carantinării pentru o nouă perioadă de 14 zile. Până astăzi, 27 martie, pe teritoriul României, au fost confirmate 1292 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID-19. Coronavirus. Dintre cele 1292 de persoane confirmate pozitiv, 115 au fost declarate vindecate și externate. 53 la Timișoara, 41 la București, 7 la Iași, 6 la Craiova, 6 la Constanța și 2 la Cluj. Până astăzi, 24 de persoane diagnosticate cu infecția cu COVID-19 și cu boli cronice preexistente, internate în spitale din Craiova, București, Iași, Suceava, Arad, Bacău, Cluj, Timișoara și Neamț au decedat. De la ultima informare transmisă de grupul de comunicare strategică, au fost înregistrate alte 263 de noi cazuri de îmbolnăvire. Pacienții nou confirmați au vârstă cuprinsă între 0 și 94 de ani. Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată, sunt 7.219 persoane. Alte 124.320 de persoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 17.453 de teste, din care 1.006 în unități medicale private. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 1.127 de apeluri la numărul unic de urgență 112 și 6.553 la linia Tel Verde 0800 800 358, deschisă special pentru informarea cetățenilor. Până în prezent, prin structurile abilitate ale Ministerului Administrației și Internelor, au fost întocmite 199 de dosare penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de zădărnicire a combaterii bolilor, faptă prevăzută și pedepsită de articolul 352, alineatul 1, cod penal. Totodată, poliția și jandarmeria au aplicat 2866 de sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea măsurilor de izolare, carantină. De la intrarea în vigoare a ordonanței militare numărul 3, polițiștii au depistat 13.611 persoane care nu au respectat măsura privind restricționarea circulației. Acestora le-au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare de 17.256.424 de lei. De asemenea, cu ocazia formalităților de intrare în țară, Poliția de Frontieră a întocmit 4 dosare penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fals în declarații, faptă prevăzută și pedepsită de articolul 326 cod penal. În ceea ce privește situația cetățenilor români aflați în alte state, potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate, până în prezent 59 de cetățeni români au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19, coronavirus, 44 în Italia, 4 în Spania, 2 în Namibia, 2 în Indonezia, 3 în Franța și câte unul în Tunisia, Irlanda, Marea Britanie și Luxemburg. De la începutul epidemiei de COVID-19, coronavirus, și până la acest moment, 11 cetățeni români aflați în străinătate, 8 în Italia, 2 în Franța și 1 în Marea Britanie, au decedat. Le reamintim cetățenilor să ia în considerare doar informațiile verificate prin sursele oficiale și să apeleze pentru recomandări și alte informații la linia Tel Verde 0800 800 358. Numărul Tel Verde nu este un număr de urgență, este o linie telefonică alocată strict pentru informarea cetățenilor. De asemenea, românii aflați în străinătate pot solicita informații despre prevenirea și combaterea virusului la linia specială dedicată lor +40 21 320 20 20. Alte decizii, precum și alte date de interes, vor fi aduse la cunoștința publicului în cel mai scurt timp.